Bună dimineața, Alin. Bună dimineața. Spune-mi, te rog, e adevărat că bachata este pe lista dansurilor senzuale foarte, foarte sus? Foarte, foarte sus. Și că stai foarte, foarte aproape de... Într-adevăr. Am înțeles. Cum îți alegi partenera? Adică ce trebuie să aibă ca să poată să stea aproape? Nu trebuie să ai nimic. Nici nu trebuie să aibă nimic. Să n-aibă nimic? Nimic. Văd, nu are nimic, Agata. Ia, te rog, microfonul, Agata, te rog. Ce e cel mai greu la bachata? Ce se pare tehnic cel mai greu de făcut? Nu mi se pare nimic foarte greu. Nu, păi ție nu. Dar pentru un începător, la ce trebuie să se... Partenerul tău, la ce trebuie să fie, să aibă mare grijă, altfel nu poate să danseze cu tine? La mobilitate. La mobilitatea ta sau la a lui? Și la shoulder. Toate tipurile de mobilitate. Am înțeles. Să se liniștească obsedații ăștia din regie. Poate nu m-ați dus pe mine fără chiloți, Memelu, că și eu tot arăt tot așa. Ai auzit? Să știi că am chiloți. Costumul e special făcut încât să nu se vadă. Nu vezi bine, doamne. Eu ți-am zis să mergi la doctor. A, sunt de-aia cu nituri. Da. I-a ciocănit, nu i-a... Sunt turnați. Sunt, da, cu dibluri. Da, aia bagă cu hol șurub. Bravo, Rareș. Cu hot șurub. Bravo, bravo. Și la filmări să știi că a fost o întreagă tot istorie. Cu hol șurub. Cu hol șurub, da. Mai ales că el e singurul DJ care mixează așa. În ce ne-ai băgat astăzi? Da. Păi și Memelu la fel, mă. Memelu avea alt cadru, el săracă. Trebuie să dea acolo, dar nu i s-a comandat din regie. Bogdan a văzut la Dani asta. El ținea pe Bogdan la cadru, dar ochii lui erau tot la bachata, înțelegi? Data viitoare să te îmbraci normal, gata, am o rugăminte. Bă, vino data viitoare îmbrăcată în leu de mare. Sau în grasă, sau în ceva. Rareș este unul din cei mai talentați băieți pe care îi știm, dar, repet, este foarte, foarte leneș. A fost la meci. La viitorul cu Astra? Nu. La Steaua Dinamo? Da. Tu după față ești dinamovist? Se pare că nu. Ai față? Dar am nimerit lângă galeria lui Dinamo și n-am putut să mă abțin. Da? I-am salutat tot meciul. Mulțumim!